Salut, săgetători! Voi face citirea pentru săptămâna 25 septembrie, 1 octombrie, o săptămână cu luna plină în berbec. Pentru voi reprezintă o casă a fericirii și, bineînțeles, soarele este în fecioară, Jupiter retrograd în Taur. Celelalte aspecte le veți primi la horoscop. Acum vom vedea numai aspectele legate de tarot, ce arată tarotul. Deci cum va fi săptămâna voastră în domenii de viață, normale, firești. Și iată, aveți o săptămână cu o schimbare pe care o luați, o schimbare care să vă aducă aspecte benefice, liniște, armonie în familie. Aici reprezintă familia, da? Deci să mergeți spre ape mai liniștite, calm, liniște. Să vedem acum voi. Nu dispuneți de foarte mulți bani și încercați să faceți niște economii. Poate că aveți anumite plăți de făcut și vreți să vă descurcați cât mai bine cu banii pe care îi aveți. Acesta ar reprezenta 4 de monede, o echilibrare a banilor, dar și o folosire a lor cât mai rațională. În schimb, cheltuind mai puțin, fericirea, chiar aveți de făcut o alegere în ceea ce ar reprezenta pentru voi fericirea. Pentru unii o iubire, pentru alții, eu știu, o creativitate, un hobby, educație, educația unui copil, distracție, jocuri, mișcare, orice. Deci, voi aveți de făcut o alegere. De obicei, această arcană reprezintă îndrăgostiții, deci gemenii. Reprezintă o alegere dificilă, o alegere între două drumuri opuse, între viciu și virtute. O alegere pe care nu puteți să o amânați, va trebui să luați o decizie. Sfatul arcanei este: alegeți întotdeauna lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult în timp decât un lanț de fier. Cunoașterea. Pentru voi, cunoașterea poate să fie o cunoaștere filozofică, o cunoaștere a legilor, a principiilor, și acesta poate fi regele, nu, de spade, poate să reprezinte și o persoană suverană, o persoană care are o anumită importanță, care poate să fie chiar cel care vă dă aceste lecții, sau poate să fie o persoană care vă trasează niște reguli, niște principii legate de în primul rând de călătorii, de cunoaștere, de studii. Vom vedea resursele, bunurile materiale, locul de muncă și cariera.
Legat de resurse, de bunuri materiale, aveți marele preot. Marele preot vă arată că trebuie să treceți totul prin conștiința voastră, să nu judecați, să nu etichetați, dar în primul rând o decizie, dacă luați o decizie, trebuie să o gândiți foarte bine și să o treceți prin conștiința voastră și de-abia pe urmă să luați această decizie. Deci poate fi o decizie foarte importantă legată de resurse, de bunuri materiale, cele care le-ați realizat voi prin munca voastră. În schimb, legat de locul de muncă, aici aveți un 7 de spade. Am putea spune că cineva vă falsifică ceva. Fie că, eu știu, vă falsifică o semnătură sau cine știe ce aspecte. Sau vă luase fără apărare. Deci este un aspect acesta 7 de spade. Poate să vă lase fără apărare într-o situație. Să vă sustragă un document, ceva care vă face vulnerabili în fața celorlalți, în fața unor inspecții. Sau poate de sănătate, legat de sănătate, din nou să fie un aspect în care este ceva care nu este vizibil, este ceva care este falsificat. Deci cineva vă dă poate un, eu știu, un răspuns legat de o problemă de sănătate și atunci acel răspuns este viciat cumva de cineva care a făcut-o intenționat. Deci cel care vă dă rezultatul nu are nicio vină. El vă dă rezultatul după ce găsește în analize sau eu știu în orice. Dar cineva vă viciază, vă falsifică ceva. În ceea ce privește treiul de spade, treiul de spade arată o trădare, cineva vă trădează legat de cariera voastră, de menirea voastră, de reușita socială, de împliniri sociale, deci este o trădare. Legat de comunicare, contracte și relații. În comunicare am putea spune că orice ați încerca să comunicați cu frați, surori, vecini, voi treceți prin filtrul vostru, chiar al săgetătorilor, fiindcă reprezintă săgetătorul temperanță, cumpătarea, și vreți să analizați foarte bine aceste aspecte, să cunoașteți forțele care intră în joc, să puteți să le echilibrați, să vedeți ce se întâmplă, să puteți să vă aduceți în puterea voastră o persoană pe care o doriți sau să ajungeți acolo unde vă doriți. Deci este un aspect foarte important pentru voi această analiză foarte profundă a forțelor care intră în joc, pe care voi trebuie să le stăpâniți. În schimb, legat de un contract, de o asociere, de un proces, chiar și de căsătorie, aveți foarte mulți dușmani. Dușmani care vă dau dureri de cap. Acest personaj se vede clar, este foarte frustrat de aceste persoane. Dar sfatul arcanei este: ascundeți-vă scopurile. Nu puteți lua altă decizie, nu puteți face nimic decât să vă ascundeți scopurile. Legat de relațiile cu prieteni, cu protectori, s-ar părea că voi ați luat o inițiativă, ați făcut ceva, fiindcă doiul de bâte întotdeauna apare după unul de bâte, asul de bâte. Deci voi ați început un proiect, ați propus ceva, ați făcut o propunere și acum așteptați un răspuns. Dar vedeți, acest doi de bâte reprezintă un răspuns care se lasă așteptat, fiindcă el întotdeauna nu va veni foarte repede, deci se lasă așteptat, parcă ar veni peste mări și țări, așa este acest răspuns. În ceea ce privește familia, căminul, schimbarea, transformarea și sacrificiul vostru. Am putea spune că aici aveți familia, căminul, trecutul, relația cu părinții, relația cu unul dintre părinți, poate să fie o relație din trecut, este vorba de un rege de bâte, vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în leu, un bărbat care
Și-a dorit întotdeauna să strălucească, să fie vizibil, să-l vadă toată lumea, să fie recunoscut, să își arate forța, puterea, să vă promită poate că vă ajută, dar este o promisiune, nu neapărat și o împlinire. Deci poate să fie și ceva din trecut care vă influențează și acum. Schimbarea, transformarea, renașterea voastră s-ar părea că este vorba de o distracție, de o petrecere. Petreceți-vă, distrație, un 3 de cupe. Poate să reprezinte și relații noi, prietenii. Deci dă un aspect foarte benefic acest 3 de cupe. Și pajul de cupe. Pajul de cupe arată lacrimi. Lacrimi din cauza bârfelor, a minciunilor, a răutății celorlalți. Pot fi lacrimile voastre, pot fi lacrimile unei femei. Deci reprezintă un sacrificiu. Un sacrificiu dat răutății oamenilor. Cam asta ar reprezenta. Aceasta a fost citirea pentru voi. Nu uitați că aveți aici câteva arcane majore. Deci, o alegere importantă, chiar la luna plină, și cumpătarea care vă reprezintă, de fapt, în comunicarea voastră, și, bineînțeles, Marele Preot. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și nu uitați, dacă vreți să ajutați canalul să se dezvolte, puteți să vă abonați, să dați un like, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!